Niciunul dintre noi nu-și dorește să intre în cabinetul unui medic-oncolog, dar statistica spune că aproape 100.000 de români se îmbolnăvesc anual de cancer. Pentru unii dintre acești bolnavi, diagnosticul poate fi tumoare cerebrală. Un diagnostic crunt, chiar dacă în ultimii ani medicina a făcut progrese remarcabile în tratarea unor astfel de tumori. Medicul oncolog Radu Berceanu este acum alături de mine și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Legăm de foarte multe ori stilul de viață nesănătos, o alimentație nesănătoasă de apariția cancerului. Este corectă această afirmație? În general, este o afirmație corectă. Trebuie să avem în vedere că atunci când suntem supuși stresului, avem o alimentație care nu e potrivită, mai și fumăm, mai și consumăm alcool, întreg organismul este atacat și este supus unei presiuni, astfel încât riscul de a ne îmbolnăvi crește. La nivelul întregului organism, bineînțeles, crește și riscul de a avea un diagnostic oncologic și, având în vedere acea 100.000 de cazuri care se întâmplă anual, inevitabil unele dintre acestea vor fi și tumori cerebrale. Nu sunt frecvente tumorile cerebrale, ele sunt mai puțin de 1% din totalul tumorilor, din fericire, și dintre acestea, peste jumătate sunt forme cu prognostic bun, forme care permit supraviețuiri de lungă durată, sau care chiar se pot vindeca. Care sunt simptomele? Ce ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă care să ne facă să mergem la medic? În general, orice problemă de tip neurologic, mai specific probleme de a ne coordona corpul, de a mișca anumite segmente, cum ar fi mâna sau piciorul, probleme de percepție sau probleme senzoriale, nu simțim temperatura sau avem furnicături, nu vedem bine, nu ne exprimăm bine, nu ne mai vin cuvintele, avem lapsusuri severe, nu putem să articulăm cum trebuie, avem tulburări de echilibru. Deci motorii în general. Motorii de percepție, de exprimare, de memorie sau în formele mai de speriat sunt situații în care diagnosticul debutează prin apariția unui episod epileptic major, când persoana afectată nu știe că are un astfel de diagnostic și din senin face o criză epileptică serioasă, care implică pierderea cunoștinței, spume la gură, mișcări necontrolate, cădere, de multe ori cu accidentare și sângerare din cauza accidentării, și aceasta este o imagine foarte puternică pentru cei din jur și creează o panică foarte accentuată, o spaimă care se propagă din aproape în aproape pe măsură ce această criză ține și care de multe ori rămâne în sufletul celor prezenți multe zile sau chiar săptămâni. Cum se depistează? Printr-un computer tomograf? Da? Cel mai ușor și mai sigur este să faci o evaluare imagistică a creierului. Aceasta poate fi tomograf sau RMN. Cea mai bună metodă este evaluarea RMN cu substanță de contrast, care permite nu doar diagnosticul, dar și caracterizarea tumorii din punct de vedere al gravității, constituie și un set de imagini care este esențial pentru planificarea intervenției neurochirurgicale atunci când este cazul și, bineînțeles, un punct de plecare pentru investigații suplimentare, astfel încât să poți să faci o strategie terapeutică optimă și să obții cel mai bun rezultat pentru persoana respectivă. Se vede la investigația imagistică dacă tumora este canceroasă sau nu? Da, există elemente care sunt destul de specifice și se poate afirma cu un grad mare de încredere natura tumorii, mai ales în cazul anumitor tumori în mod special agresive, se pot face investigații suplimentare și dispunem în România în clinicile de imagistică de aceste investigații, adică pe lângă secvențele RMN standard se mai pot face niște secvențe speciale care aduc informații adiționale. Și în acest fel, medicul poate preciza nu doar dacă este o tumoră sau nu, că poate fi un absces cerebral sau alt proces de tip inflamator, dar totodată poate preciza și natura acelui proces. Coroborează datele de localizare, de aspect și aceste date speciale care le adună prin secvențele particulare de RMN. Există un portret al pacientului, de pildă femeile sunt mai predispuse să facă astfel de tumori decât bărbații? Există o vârstă la care apar mai frecvent, să zic așa? Nici în general nu există un portret tipic pentru
persoanele cu riscul cel mai mare de tumori cerebrale, nici din experiența personală nu mi se pare că ar exista o anumită categorie de persoane care sunt predispuse pentru aceste tumori. În general, sunt puțin mai frecvente la femei aceste tumori, dar aceste statistici nu sunt neapărat reale. Ele variază de la o regiune la alta, de la o țară la alta și, oricum ar fi, nu cred că este relevant din punct de vedere, din niciun punct de vedere. Se poate ca o tumoră cerebrală să se dezvolte din alte tipuri de cancer? Doar dacă vorbim de metastaze, adică de leziuni care apar în creier, dar care au origine în alte părți ale corpului. Acestea nu sunt numite tumori cerebrale propriu-zise, sunt numite metastaze cerebrale și, desigur, există situații în care aspectul nu este clar în sensul că ai de-a face cu o leziune care este tumoră cerebrală sau o leziune care este metastază și în situațiile astea poți să faci o investigație a întregului corp pentru a fi sigur că nu există un alt tip de boală oncologică cu altă localizare. Dacă nu găsești nimic, nu este însă terminată problema și în cazul în care se realizează o biopsie sau chiar o operație pentru leziunea respectivă, țesutul, odată analizat, îți poate spune dacă este o tumoră cerebrală primară formată din structuri ale creierului sau o tumoră secundară care este venită de la un cancer format în altă parte a corpului. Am vorbit despre investigații. Ce urmează după investigație? Urmează strategia terapeutică. Dacă ai de-a face cu o tumoră cerebrală, inevitabil trebuie să existe implicare din partea unui neurochirurg și aproape sigur din partea unui radioterapeut. Aceasta este un triunghi esențial în general în oncologie, chirurgie, radioterapie și oncologie. Și în urma evaluării particularităților cazului, pe baza informațiilor de care dispui, stabilești ce este de făcut, când și în ce ordine. Și în final poți avea foarte multă varietate în strategia finală, de la nimic, pur și simplu nu faci nimic, doar continui să urmărești pacientul, până la implicarea tuturor modalităților terapeutice, cu chirurgie, cu iradiere, cu chimioterapie, cu tratamente anticonvulsivante și așa mai departe. Sunt situații în care nu se face nimic în prima fază? Din fericire sunt și sunt multe. Avem numeroși pacienți care sunt acasă pur și simplu în observare. Sunt oameni care au, în general, tumori cerebrale cu agresivitate mică sau foarte mică, la limită pot fi considerate benigne. Aceste leziuni pur și simplu nu cresc sau cresc prea încet. Și în aceste situații, dacă poți câștiga 6 luni, 1 an, 3 ani, 10 ani, 20 de ani, fără să faci tratamente de tip chimioterapie, radioterapie și uneori chiar și operație, este un câștig. Pentru că și în cazul în care tratăm un astfel de pacient și vedem peste 3 luni, 6 luni că RMN-ul arată bine, considerăm că evoluția este bună. Dacă poți obține această evoluție fără niciun tratament, este și mai bine. Și atunci, exact ce vorbeam înainte, strategia depinde de ce particularități are tumora și ce particularități are pacientul. Sunt și situații în care tumora nu poate fi operată din vari motive, poziționare și așa mai departe. Există o șansă pentru cei care au astfel de tumori? Desigur. În primul rând, dacă vorbim de o tumoră benignă, cum era discuția dinainte, sau o tumoră cu evoluție foarte lentă, poți pur și simplu să nu faci nimic. Acestea de cele mai multe ori sunt inoperabile pentru că oamenii când le diagnostichează, se întâmplă ori pentru că au făcut un episod de tip epileptic, ori pentru că întâmplător au fost găsite aceste tumori în urma unor investigații făcute pentru cu totul și cu totul altă indicație. Și pentru că sunt așa de lent progresive, aceste tumori de obicei nu dau simptome. Pot avea 7-8 cm, în creier este enorm această distanță, dar realitatea este că nu poți să ți le imaginezi ca niște bile. Ele sunt o distribuție difuză de țesut tumoral, intercalată cu țesutul cerebral normal și de aceea pacientul respectiv încă are o funcție bună. Nu a pierdut funcție, nu are, chiar dacă este în area motorie, poate să nu aibă niciun semn de disfuncție motorie. Neuronii funcționează bine și tumora este printre ei. Dacă ai face o intervenție chirurgicală în zona asta, poți să creezi handicap. Aceasta este una din bazele pentru contraindicația de intervenție neurochirurgicală. În schimb,
radioterapia poate să atace toate elementele tumorale în același timp, fără să producă distrugere la structurile neurologice. Și din acest motiv, atunci când este cazul, ai de-a face cu un pacient cu o tumoră inoperabilă, pur și simplu poți folosi radioterapie. Bineînțeles, și aici există limite și discuți, pentru că uneori e mai bine să nu folosești nimic, sau să eviți, sau să amâni. Depinde foarte mult de particularitățile tumorii, de viteza de evoluție, de cât de compliant este pacientul, adică cât de bine respectă ceea ce îi spui să facă. Pentru că dacă tu îi recomanzi să nu facă nimic și doar să repete RMN-ul din 3 în 3 luni și pacientul dispare și vine peste 3 ani, ai o problemă. Și nu atât tu, cât pacientul are o problemă. Dar dacă oamenii respectă, în general, aceste strategii sunt foarte sustenabile și extrem de ușor de implementat. Radu Berceanu, mulțumim pentru toate aceste sfaturi. Mulțumesc!